V-ați întrebat vreodată, măcar într-una dintre milioanele de secunde ale existenței voastre îndelungate și dulci, care este capacitatea noastră totală ca oameni? Și nu mă refer la capacitatea fizică pe care ne-o putem imagina ca o linie dură pe care nu putem trece. Pentru că știm că un om nu poate ridica o mașină sau mai mult decât dublul greutății lui. Ci mă refer la capacitatea noastră intelectuală, la limitele pe care gândurile noastre din aur tupit le pot atinge. Sau la granițele mentale care pot fi mortale pentru noi înșine dacă le depășim. Mereu m-am întrebat dacă există măcar această graniță a psihicului nostru, dacă puterea unor simple gânduri poate ajunge atât de departe. Deși, dacă stăm să ne gândim, propriile sentimente ale unui om chiar îl pot ucide pe dinăuntru. Emoțiile care apoi se transformă în lacrimi și care apoi se transformă în pete adânci din întuneric și groază încep să se hrănească cu bucăți din suflet, ușor, ușor, exact ca paraziții. Astfel încât nimeni nu își dă seama care a fost de fapt motivul pentru care persoana respectivă a cedat. De exemplu, dacă lăsăm un cui metalic să ruginească într-un pahar plin cu apă, propria sa rugină îl va distruge. Așa este și omul. Rațiunea lui este atât de însuflețită încât are capacitatea de a se materializa într-o esență individuală față de sufletul și mintea omului, reușind să ajungă la culmi neimaginabile. De când am apărut pe pământ, sub formă de monocelule, peștișori cu sol sau maimuțe sălbatice, mintea noastră a fost într-o continuă dezvoltare. În prezent avem invenții complexe care ne ușurează viața și modul în care facem anumite alegeri. Cu toții deținem posibilitatea de a manevra ecranele magice. Avem telefoane, ceasuri inteligente și, odată cu ele, concepte diferite. Și cea mai mare problemă este faptul că unii nu conștientizează gravitatea schimbărilor din viața lor. Oamenii au bariere între punțile lor mentale, bariere care aparent ar trebui să ne facă să ne comunicăm mai mult, dar care, deopotrivă, ne fură cu ghearele lor ascuțite în natura noastră umană. Omul este făcut ca să comunice, să creeze și să dezbate idei noi, punându-le în aplicare. Tehnologia ne fură aceste daruri pe care mintea noastră le deține. Copiii petrec mai mult timp închiși în camere, cu ochii și gândul într-un univers virtual, în loc să exploreze natura, să se joace și să observe caracterele celor din jur. Adolescenții se bucură numai atunci când stau ore în șir, uitându-se la seriale, în loc să citească o carte. Rezolvarea poate părea simplă. Renunțăm la orice mijloc tehnologic pe care îl avem la dispoziție. Însă nu este așa de ușor precum pare. Ca să putem să ne recăpătăm în lejeritatea pe care o aveam în a ne descurca fără tehnologie, avem nevoie de un loc sau persoane care să ne facă să învățăm cum să învățăm. Să ne învețe din nou cum să gândim, cum să creăm și cum să muncim. Cum să expunem direct ideile pe care le avem, fără să fim nevoiți să le transpunem în doar câteva puncte sau prescurtări. Din cauza tehnologiei am învățat să ne ascundem în loc să ne afișăm. Valorile noastre morale ne clocotesc în interior, fiind blocate într-un refugiu de neatins. Însă toate lucrurile pe care le-am menționat, capacitățile noastre morale, sunt adevărate comori ale omului, nestemate vii și arzătoare, care își pierd din strălucire cu fiecare secundă petrecută într-un colț al cufărului, în care, din păcate, sunt pecetluite. Ca să învățăm să le scoatem din nou la suprafață, trebuie pentru început să credem în noi înșine, iar apoi avem nevoie de cineva care să ne ghideze în acest proces de fructificare. Pentru asta există școala, locul în care magicienii minții ne ajută să ne modelăm perspectivele la infinit. Învățați copii, și nu numai copii, și părinții, și bunicii, și străbunicii, învățați cum să învățați să vă valorificați propriile capacități pe care nu degeaba le avem. Mă bucur că am avut onoarea de a vă împărtăși aceste gânduri și voi rămâne profund recunoscătoare profesorilor dintr-o școală atât de complexă și de dezvoltată din toate punctele de vedere. Transmiteți-le și copiilor voștri și copiilor copiilor voștri și tuturor generațiilor viitoare lecția despre cum să-și modeleze gândurile și capacitățile în interioare fără să se lase duși de acest val al tehnologiei. Și nu uitați, copiii, învățați!